când trec pe lângă monumentul ăsta, mă gândesc că aici puteți să fie și bunelul meu. Și vă spun de ce. În 40, când au venit rușii, bunelul meu știe limba rusă și l-a pus primar rușii. Și asta e. L-a pus primar rușii, în 41 vin românii. În 40 când era primar la ruși, mai scurt pe fostul rușii, pe fostul primar de la români, tot era Constantin de-a nostru, l-a luat și l-a dus la tren, bunel meu trebuie să-l însoțească, să-l aduc la Chișinău, să-l împuște. Și bunelul, mă rog, dacă erau constătenți, știi, eu bine, să cunoșteu, o luat și l-a salvat. Să fugă din tren, în pădure, și salveze de ruși, să n-l împuște. Vin românii în 41. Și românii la fel. Aha, tu ai fost primar la ruși, înseamnă că ești bandit, ești dușmanul nostru. Să-l iei, să-l împuște. L-au luat la postul de jandarm din satul vecin, să-l împuște. Și Constăteanul ăsta, care i-a salvat viața, la rândul lui s-a dus și a pus cuvânt pentru dânsul la postul ăsta de jandarm. Băi, băieți, n-a împușcat, că nu a făcut omul niciun rău. E că rușii au vrut să mă împuște și el m-a salvat din mâinile lor. Hai că i-o dat drumul în 41-42. Amu, asta e, ia că uitați-vă ce-a făcut frații voștri români. Că rușii, ce-a făcut rușii, ia că au făcut și românii. Tot au făcut moarte de om. Sunt 32 de oameni aici. De fiecare dată când vin și mă uit aici, mă gândesc că aici puteți să fie într-o râpă de asta, de pe împrejurul Chișinăului, puteți să fie și bunel meu. Și așa, în 47 vin iară rușii și bunel meu era un fel de delegat, cum ar fi consilier la sat. Asta ea. Și îi spune, iată, la ăsta, fostul ăsta primar care s-a salvat unul pe altul viața, îi spune, zice, dă-te într-o parte, că vreau să te iei, să duc în Siberia. El s-a dus în, o fugit în pădure și s-a salvat. Și asta ea, pe urmă, de-amă după, și-au trecut timpurile astea, a revenit el în sat, îi spune el, bunelul, zice, știți, într-o noapte, când ședeți la cutare și în o gradă și bieți un pahar de vin și vorbeți, vă zic că apoi zic că noi eram ascunși acolo, nu departe de voi, și unul din noi a propus să zvârle o granată în voi, pentru că în pădurcele unde s-au ascuns ei, au fost încercuiți nemții și erau plini de armament, erau înarmați până în dinți. Și uite că eu nu i-am dat voie pentru că erai tu acolo și care ne-ai salvat, ne-ai viața și nu i-am dat voie. Adică așa s-a prinit pe ironia soartei că s-a salvat de ruși și de români viața un la altul, înțelegeți? Pentru consătieni, pentru moldoveni, pentru asta, compatrioți, viața unul la altul era un... Omul era ca un vas ales. Dar pentru... politici de ăștia, pentru puterile astea românești, rusești, era ca un om care ședea papereoc, cum s-ar spune, care îi încurca. Și era în stare să-i omoare, pentru că el nu știe cine este. Și voi spuneți, chiar că și-au făcut rușii, și-au făcut, ia uite și-au făcut și românii, vedeți ce fac și românii. Așa s-o primit că, știți cum, în viață este un fel de ironie soartei. Ficiorul la Constăteanu, acela care a fost primar la român cu tata meu, o luat amândoi câte o verișoară. S-o căsătorit și noi, deja
nepoții la buneii noștri, suntem verișori de doilea. Vedeți? Faci un bine și ajungi cu bine. Iată, vedeți cum ironia soartei. E salvat o viață de un om, până la urmă am devenit rude între noi. Rude de sânge, nu ca așa. Și nu cred că asta a fost gândit de buniei, de timpurile și ele. Așa s-au primit. Dar cineva au tras în oameni. Și acum atât sâpă în gura mare că numai rușii o tras. O tras și rușii, eu am spus. Dar nu numai rușii o tras. O tras ea ca și românii, vedeți? Numai aici sunt 32 de oameni. Dar noi încă nu știm în câtăți. Pentru că se știe că o tras și în 18 și o tras și în 26 sau 24. Dar tăți mușamalizează, tăți rușii, Doamne ferește, și eu mai ușesc. Da, vă spun, da, într-adevăr, și așa eu făcut, pentru că și așa era tot un fel de dictatură politică și asta, dar așa este tot așa. De ce trebuie să mușamalizezi, nu asta e, să nu spui adevărurile. De atât că nu e istoria Moldovei. Atunci când ați fi istoria Moldovei, că atunci atâtea adevărurile astea să iasă la suprafață. Înțelegeți? Da, așa e că vin rușii și o scriu pe lor și îți duc rușii, vin românii și o scriu pe lor. Dar când să avem noi istoria noastră? Să ne știm și noi eroi, dar poate nu sunt atât eroi cât smucenici. Înțelegeți? Că n-are important cine omorât, că rușii, că românii, ei tot au vrut să trăiască. Iată așa.